Bucovina Frătăuții Noi și-a asigurat victoria prin golurile marcate de Păcurari, Zaremba, Vicu, Păsăilă, Stoian, Crăciun și Cristi Munteanu. Într-un alt meci al etapei, Minerul Iacobeni a câștigat în propriul fief cu scorul de 7-0 în fața celor de la Viitorul Liteni, grație golurilor înscrise de Irimia, Nemeș și Ivan. În cel mai interesant meci al zilei, Foresta Mălini a bifat doar o remiză, scor 1-1 pe terenul formației Flor Construct Pătrăuți. De acest rezultat a profitat Sporting 2 Arbore, care a urcat pe locul al treilea, după ce s-a impus la limită, scor 1-0 în deplasarea de la Stroiești, printr-un gol marcat de Plăcintă. În altă ordine de idei, biroul de urgență al Asociației Județene de Fotbal a decis ca primele două etape din returul campionatului Ligii a 4-a să se dispute în cursul acestui an calendaristic. Decizia va fi aplicată doar în cazul în care condițiile atmosferice vor fi prielnice desfășurării jocurilor.